Salutare și bine v-am regăsit! Astăzi vreau să vă prezint un aparat de vidat de la Casio și anume este modelul VC15. Am ales până la urmă acest model după mai multe experiențe cu alte mărci care au făcut mai mult sau mai puțin treabă. Din recomandările altor cunoștințe am ales acest model pentru că ei nu au avut nicio problemă cu el, așa că o să vi-l prezint și vouă. Păstrarea alimentelor în stare proaspătă este importantă în viața noastră, iar aparatul VC15 de la Casio Germany vă satisface orice dorință. Pompa are o capacitate maximă de aspirație de 9 litri pe minut, astfel procesul de vidare se realizează rapid. Totodată, butonul de oprire va permite să reglați gradul de vidare și sigilare în funcție de sensibilitatea alimentelor, precum peștele. Aparatul de vidat VC15 va deveni accesoriu indispensabil din bucătăria dumneavoastră, deoarece este ușor de folosit și va păstra alimentele intacte pentru mai mult timp. Designul său compact îl face ideal pentru spațiile mici, fiind ușor de depozitat atunci când nu îl folosiți. De asemenea, îl puteți folosi și cu recipiente de vidat, fiind dotat cu un furtun de vidare. Greutatea acestui aparat este de 1,5 kg, dimensiuni 36 x 9 cm, culoare negru argintiu. O să scot din cutie să vedem ce găsim acolo. Acesta este acel furtun pentru vidare cu alte elemente sau pentru curățare. Aici sunt 10 pungi de la Casio. Pentru cei care doresc să videze cu pungi normale, să știți că nu funcționează. Aceste pungi sunt puțin mai groase, aproape ca și acele coperți pe care le aveam pe manuale cândva. Mai departe găsim mai multe cărticele. De aici o să putem să descărcăm și o aplicație de monitorizare a alimentelor pe care le-am vidat deja și un manual de instrucțiuni care nu are limba română. O să scot și aparatul din folie. Așa arată aparatul nostru. Este foarte intuitiv. O să ne dăm seama rapid ce avem de făcut. Pentru că avem doar două butoane teoretic de sigilare și vidare și sigilare. Eu o să fac un test, să vedeți și dumneavoastră cum se prezintă. Pentru că vreau să testez și funcția de sigilare, am tăiat o pungă cu care a venit aparatul în două. După cum vedeți, la ambele capete ea este desfăcută. O să sigilez un capăt, o să pun alimentele în ea, după care o să videz și o să sigilez celălalt capăt. Va trebui să apăsăm până face două clicuri, cel din stânga și cel din dreapta. Am apăsat butonul de sigilare. El se oprește automat, nu trebuie să facem nimic. Așa arată după ce s-a sigilat. Vedem atunci când tragem aerul afară prin partea opusă dacă a sigilat bine sau nu. O să pun niște dovleac și vreau să văd că
cât de bine își face treaba. De data aceasta apăsăm butonul din dreapta, cel de vidare și sigilare. Apăsăm lateral pentru a deschide și, surprinzător, a sigilat excelent, a vidat foarte bine, este foarte tare, exact ca și un pachet de cafea atunci când îl cumpărați și știți că este tare ca și o cărămidă, exact așa a făcut și acest dovleac. Deci își face treaba foarte bine. Voi ce părere aveți, ce aparate aveți și pe care ați vrea să le vedeți aici pe canal? Așa că până data viitoare nu uitați să dați un subscribe, ajută foarte mult acest canal, iar eu vă doresc toate cele bune!